Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. Invitatul ediției din această seară este ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Sfânu. Domnule ministru, bună seara, bine ați revenit la TVR Moldova. Bună seara. Haideți să începem discuția noastră cu ceea ce a avut loc la Chișinău în ziua de marți, 17 octombrie. Un eveniment important, cea de-a patra reuniune a platformei de sprijin pentru Republica Moldova. Reamintesc telespectatorilor, e o inițiativă creată în aprilie 2022 ca urmare a războiului nejustificat și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei, inițiativă a României, Germaniei și Franței. În opinia dumneavoastră, această reuniune a patra la număr s-a încheiat cu succes pentru noi? Ce concluzii? Da, cu siguranță acest eveniment probabil putem să spunem că este a doilea ca importanță eveniment din acest an după summitul Comunității Politice Europene. Ori mesajul cel mai important al acestei platforme este că Moldova nu este singură. Am avut peste 57 de delegații din peste 30 de țări, inclusiv delegații de la organizațiile financiare internaționale, care au transmis un mesaj clar. Moldova nu va fi singură și Moldova va fi ajutată oricât va fi nevoie ca să depășească, în primul rând, consecințele războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar, pentru prima dată, și cred că asta a fost important la această a patra ediție, pentru prima dată am început să discutăm despre dezvoltarea Republicii Moldova și la propunerea partenerilor această platformă se va reorienta nu pe situații de urgențe, cum a fost în 2022 atunci când a fost lansată, dar pe proiecte de dezvoltare, pe planuri pe termen lung. Și aici, în fața acestor delegații, atât prim-ministru, președinta țării, Ministerul Energiei, Ministerul Infrastructurii, am vorbit despre acele planuri ambițioase de reconstrucția infrastructurii, de asigurare a securității energetice, de suport pentru dezvoltarea afacerilor și sunt sigur că următoarele ediții ale acestei platforme deja vor avea răspunsuri la toate acele demersuri, solicitări care au venit din partea Guvernului Republicii Moldova în aceste domenii. Haideți să reamintim telespectatorilor ce acorduri au fost semnate în cadrul acestei reuniuni, pentru că au fost semnate anumite memorandumuri dintre Chișinău și diferite instituții financiare internaționale. Da, au fost semnate mai multe acorduri, dar am să zic câteva. În primul rând a fost semnat un acord cu Banca Europeană de Investiții pentru suport în domeniul energetic, infrastructurii. A fost semnat un acord cu Agenția Franceză de Dezvoltare, la fel pentru suport în infrastructură și energie în mod special. Deci, dar asta contează mai puțin pentru cetățeni, ca să discutăm foarte tehnic ce da, și cu cine s-a semnat. Ce contează este faptul că, și asta trebuie să spunem deschis, este pentru prima dată în istoria țării când avem o așa susținere necondiționată, dacă vreți, din partea comunității internaționale și nu doar a Uniunii Europene, pentru că au fost și Statele Unite, și Japonia, și Canada. Deci vorbim de o susținere la nivel global pentru țara noastră în această situație. Iar această susținere, ca să transform mesajul într-unul mai simplu, înseamnă niște lucruri foarte concrete. Și eu am să dau exemple de la ministerul pe care îl conduc. Atunci când discutăm despre un acord semnat cu Agenția Franceză de Dezvoltare, discutăm despre susținerea căilor ferate. Ori acum, la calea ferată din Moldova, este o companie din Franța care a fost adusă cu suportul acestei agenții, care ajută calea ferată să-și dezvolte un plan de dezvoltare pentru anii următori. Atunci când vorbim despre un acord cu Banca Europeană pentru Investiții, vorbim de reabilitarea drumurilor.
Da? La fel cu Berdu. Dacă vorbim de drumul Soroca-Arionești Otaci, deci este un drum finanțat cu bani de la Berd. Dacă vorbim de drumul care se face la Sângerei, în mijlocul orașului, iarăși este un drum care se face cu bani de la Berd. Dacă vorbim de satul european și proiecte care se fac pe aprovizionare cu apă, o parte din aceste finanțări, de 6,5 milioane aproximativ, vin de la România, din grantul cel de 100 de milioane. Deci când vorbim de această susținere, cetățenii trebuie să înțeleagă că vorbim de niște lucruri foarte concrete care se întâmplă acum, nu în altă perioadă. Dacă vorbim despre podurile peste Prut, deci ele vor fi finanțate cu 50%, 50 jumate din sumă, cu grant de la Comisia Europeană. Deci, de fapt, asta înseamnă această platformă, înseamnă transformarea acelor planuri pe care noi le avem în lucruri foarte concrete și care trebuie să se întâmple mult mai repede decât am face-o singur. Pentru că eu am dat un exemplu. Am anunțat planul de reconstrucție a infrastructurii în Moldovei și am zis că prioritatea 1 sunt drumurile. Trebuie să avem drumuri europene. Rețeaua de drumuri naționale și regionale este de 6.000 de kilometri. Vreo 4.000 de kilometri de ele nu sunt de calitate bună sau foarte bună. Bugetul pentru aceste drumuri este de 7 miliarde de euro. Avem nevoie de 7 miliarde de euro ca să le reparăm. Bugetul anual al țării este de 100 de milioane. Deci nouă ne trebuie cu bugetul țării 70 de ani ca să le reabilităm. Și mesajul nostru este că noi nu putem să așteptăm 70 de ani. Deci nu cred că există un cetățean care este gata să aștepte 70 de ani până când vom reabilita toate drumurile. Și aici este rolul acestei platforme, care vine și spune, ok, noi înțelegem și nu vrem să așteptați 70 de ani, hai să o facem în 10 ani sau în 15 ani, la fel cum au făcut toate țările care au aderat la Uniunea Europeană. Da, despre drumuri vom vorbi în continuare, deși ați pomenit niște detalii foarte importante pe care voiam să le aud și eu, dar să rămânim un pic în zona platformei de sprijin, pentru că în cadrul acelei reuniuni, premierul Dorin Recean a anunțat marți crearea a două fonduri importante, fondul pentru infrastructură și fondul rezidențial pentru eficiență energetică. Ce reprezintă aceste fonduri, care vor fi menirea lor? Deci mai simplu. Simplu, iarăși am să dau cifre. Dacă vorbim de fondul pentru reabilitarea infrastructurii, am să repet acel plan despre care am vorbit, cu 5 priorități plus 5 proiecte naționale, precum ar fi aeroportul, portul de stat de la Giurgiulești, cale ferată, autostradă. Bugetul total pentru ca să realizăm acel plan pe care l-am anunțat este de aproximativ 15 miliarde de euro. Îmi permiteți, vă rog, deci vă referiți la planul de reconstrucție a infrastructurii, da, Republicii Moldova 5+, drumuri europene, cale ferată și transport naval european, apă pentru toți, sate și orașe dezvoltate, transport rutier modern. Exact. Deci despre acest plan vorbesc. Deci bugetul pentru a implementa toate acele acțiuni este de aproximativ 15 miliarde de euro. Și ne dorim ca o parte din aceste acțiuni să fie implementate până în 2030, iar altă parte, care sunt proiecte mai mari, până în 2035. Acum, cred că toată lumea înțelege și care un pic știe care este bugetul țării, înțelege că 15 miliarde de euro, țara noastră, de una singură, nu are de unde să le investească în aceste proiecte. Ce buget are Republica Moldova în euro? V-am zis, în euro vorbim? Da, sau... da, în euro, ca să fie clar comparația cu cele 15 miliarde. Ultimele cifre nu le am, dar ar fi în jur de vreo, între 6, hai să zicem, 6 miliarde, mai puțin un pic de 6 miliarde de euro. Da, deci asta ar fi cam care este bugetul. Deci nouă ne trebuie 15 doar pentru aceste proiecte de infrastructură. Dar mai corect este să dăm bugetul care, ca oamenii să înțeleagă ce spuneam mai sus, pe drumuri. Spre exemplu, pentru a repara toate drumurile ne trebuie 7 miliarde de euro, dar noi avem 100 de milioane pe an. Acum, deci acest fond despre care a vorbit domnul prim-ministru este acel fond care, împreună cu partenerii, cu țările europene și nu doar, să contribuim la acest fond ca noi să putem să acoperim aceste costuri, ca să putem să mișcăm lucrurile înainte. Și aici este rolul
partenerilor, inclusiv a instituțiilor financiare, ca să vină, să contribuie la acest fond și noi împreună să avem capacitate de absorpție și de execuție a acestor proiecte. Spuneam anul trecut, cred că tot aici la o emisiune, că anul trecut am semnat sau am agreat proiecte de finanțare de 600 milioane de euro pentru drumuri. Dar acum fac aceeași lucru. Deci pentru că aceste 600 milioane, deja unele au început să fie utilizate, precum este drumul de la Sângerei sau Soroca, Rionești, Otaci, sau centura de la Vulcănești, centura de la Cimișlia. Deci sunt niște proiecte care deja încet, încet se mișcă. Și acum discutăm despre alte proiecte, cum ar fi Leușeni-Chișinău, da, care trebuie să reabilităm, sau cum ar fi centura 2, 3, sectoarele de centura Chișinăului 2, 3, 4, 5 și 6. Deci pentru toate aceste proiecte nu poți să le faci dacă nu ai resurse financiare disponibile. Și noi asta facem, aceste resurse care vor veni de la parteneri vor fi cumva puse în acest fond de reabilitare, reconstrucție a infrastructurii și încet, încet vom realiza ceea ce ne-am propus. Republica Moldova a devenit prima țară din afara Uniunii Europene care s-a asociat deja mecanismului pentru interconectarea Europei, cel mai important instrument pentru proiectele de infrastructură din Uniunea Europeană. Din momentul în care am devenit parte a acestui mecanism, noi am aplicat deja la unele proiecte și, în general, ce presupune acest instrument de finanțare, care este valoarea lui și ce proiecte pot fi finanțate în Republica Moldova? Ai dreptate, noi am devenit sau putem... Moldova a devenit eligibilă să aplice la acest fond în această vară. Da, a primit această oportunitate. Noi am aplicat împreună cu România la acest program pentru a reabilita podurile de interconexiune, inclusiv podul nou Ungheni, și aceste proiecte au fost alese. Dar primul apel de proiecte la care Moldova poate aplica singură a fost deschis recent, se închide în luna ianuarie, deci pe finalul lunii ianuarie este termenul limită pentru deja ca țara noi să putem aplica independent. Fondul pentru acest apel de proiecte este de aproximativ 7 miliarde de euro, deci trebuie să spunem deschis, nu sunt bani doar pentru Moldova, este un fond al Uniunii Europene pentru toate țările Uniunii Europene, dar Moldova poate aplica și obține bani din acele 7 miliarde de euro. Noi pregătim să aplicăm pentru acest apel. Cum funcționează? Deci Uniunea Europeană din acest fond acoperă 50% din costul oricărui proiect selectat, deci jumătate, sub formă de grant. Nu e vorba de credit, grant. Deci dacă proiectul costă 100 de milioane de euro, Uniunea Europeană vine și zice, ok, noi vă dăm 50 de milioane de euro pentru a realiza acest proiect. Și m-ați întrebat care sunt domeniile sau pe ce alocă banii Uniunii Europeană. În mod special alocă resurse financiare pentru rețelele de infrastructură care conectează țările între ele în Uniunea Europeană și, în cazul nostru, între Moldova și Uniunea Europeană. Mai simplu, vorbim de, spre exemplu, drumul de la Leușeni la Chișinău. Deci este un proiect cu care vrem să aplicăm acum. Da? Deci serios? Da. Deci este un traseu pentru care el trebuie reabilitat, probabil extins. Da, el s-a mai reparat anumite parte, dar în primul rând el trebuie probabil un pic de lărgit și așa mai departe. Deci este un proiect care conectează Moldova cu Uniunea Europeană. Deci traseul Leușeni-Chișinău va fi reabilitat din banii europeni. Da, cu siguranță. Deci este în planul nostru să reabilităm. El deja este în plan și va fi finanțat inclusiv de BI și BERD, de Banca Europeană pentru Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție. Ce vrem noi să facem? Pentru că de la BI și BERD luăm credit. Ce vrem să facem? Ca pentru acest proiect, jumătate din sumă să luăm grant, ca să reducem acest credit. Un alt proiect la care... Mă iertați, când ar putea începe lucrările proprii sau studii de fezabilitate? Cum se noi face studii de deja le avem. Vom iniția, cred că la anul viitor, deja licitația pentru inițierea lucrărilor. Da? Și vom aplica la CEF ca să obținem acea cofinanțare grant jumate de... Deci anul viitor ar putea
începe... Nu știu dacă începe, dar anul viitor am putea deja să avem selectată compania care să facă aceste lucrări, pentru că procedurile de licitație durează. Este un proiect mare. Dar ca să continui, un alt proiect la care vom aplica este cale ferată, studiu de fezabilitate și proiectare pentru sectorul de cale ferată Chișinău-Ungheni-Iași cu ecartament european de viteză înaltă. Deci avem un studiu de prefezabilitate făcut la comanda Comisiei Europene, care arată că dezvoltarea acestui tronson de cale ferată pe ecartamentul european este de importanță strategică, atât pentru Moldova, cât și pentru Uniunea Europeană. Și următoarea etapă este să avem studiu de fezabilitate și proiectarea propriu-zisă a acestui tronson. Și vom aplica pentru resurse financiare pentru aceste două chestii. Da, ieri, iată, în acest context, ieri șeful căilor ferate de la Chișinău, Oleg Tofilat, a vorbit despre intenția construcției unei linii de tren de mare viteză între Chișinău și București. Da, asta am spus-o și eu atunci când am anunțat planul reconstrucției infrastructurii. Bine, dar s-a mișcat ceva din momentul în care ați anunțat dumneavoastră v-am zis că atunci când am anunțat, ieri am avut o ședință în care Comisia Europeană și Banca Europeană pentru Investiții ne-a prezentat studiul de prefezabilitate strategic despre selectarea acestui tronson și acum pregătim aplicarea pentru studiul de fezabilitate și proiectare. Pentru că fără proiectare nu putem să ne mișcăm înainte. Da? Și imediat ce avem proiectarea acestui tronson, vom identifica resursele financiare pentru construcția lui. Deci este un proiect de importanță națională și Vasile... Strategică chiar. Da, și ca să fie clar, și asta am spus-o atunci când am anunțat planul. Aceste proiecte nu sunt proiectele lui Andrei Spânu, a guvernului Recean sau acestui guvern. Aceste proiecte trebuie să rămână de importanță națională, strategice, pentru orice guvern și pentru orice ministru al infrastructurii. De ce spun asta? Pentru că probabil autostrada și o linie de cale ferată de înaltă viteză sunt unele dintre cele mai mari proiecte care vor fi realizate vreodată în țara noastră. Acum, toată lumea înțelege că un astfel de proiect nu se face de un singur guvern. Da? Deci e nevoie de o perioadă de cel puțin 10 ani, de la studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiectare, execuție, identificarea resurselor, execuție, dare în exploatare și așa mai departe. Respectiv, noi, ca și țară, trebuie să avem acest angajament că, indiferent cine va fi ministrul infrastructurii în următorii 10 ani, sau în următorii 15 ani, el trebuie să ducă proiectul ăsta la bun sfârșit. Și asta se referă și la drumuri, și la cale ferată, și la port, și la aeroport. Pentru că eu nu întâmplător am numit planul de reconstrucție. Pentru că eu, pe bune, cred că la noi, intenționat s-a lăsat ca infrastructura să degradeze. Să degradeze infrastructura căilor ferate, ca să avem viteză doar de 38 de km pe oră în mediu. Să nu se construiască portul de stat, să nu se investească în aeroport mai mult, să nu se investească într-o autostradă, în drumuri mai mult. Eu cred că asta a fost făcută intenționat. Și a fost făcută intenționat de anumite guverne și politicieni care au primit indicații de la Kremlin să nu facă asta. Pentru că ei vreau să ne țină săraci și neconectați la Uniunea Europeană, la lumea civilizată. Deci o cale ferată de mare viteză cu ecartament european Chișinău-București poate deveni realitate și asta datorită inclusiv sprijinului partenerilor noștri europeni. Dacă nu greșesc, și Agenția Franceză de Dezvoltare are o contribuție financiară aici. Agenția Franceză de Dezvoltare face acel studiu referitor la investițiile necesare în cale ferată, care vor spune nu doar ce tronsoane trebuie să reabilităm și cum, dar inclusiv dacă trebuie să cumpărăm vagoane, locomotive, să dezvoltăm capacitate de transbordare, pentru că dacă ne uităm la infrastructura feroviară la Chișinău, este una foarte extinsă. Da, vă dați seama că dacă vin autocamioane care cu greu, simplu, deci ei au nevoie de infrastructură ca din autocamion cerealele să ajungă în vagoane. Deci toată această infrastructură trebuie dezvoltată. Deci noi vorbim de toate investițiile care sunt necesare.
Iar acest proiect, nu știu dacă am mai zis-o vreodată, dar este unul de suflet, nu doar pentru, așa, general vorbind, Uniunea Europeană, dar este unul de suflet și pentru doamna Dina Vălean, care este comisarul european pentru transport. Da. Și Adina Vălean este din România. În septembrie, când am avut discuție la telefon cu doamna Adina Vălean, mi-a spus foarte așa direct: hai să facem tot posibilul să pornim acest proiect. Și m-am bucurat ieri să aud de la experții care au făcut studiul de prefezabilitate că, uite, este deschidere să facem fezabilitatea și proiectarea. Săptămâna viitoare mergem la Bruxelles, o să discutăm inclusiv acest proiect și sunt sigur că cu suportul României prin doamna Dina Vălean, dar și a întregii Uniunii Europene, noi o să reușim să mișcăm în următorii ani destul de mult aceste proiecte. Și de ce este important? Eu acum că suntem și în campanie electorală, discut mai mult cu oamenii, inclusiv despre drumurile din raioane și oamenii îmi spun: de ce nu facem mai repede anumite lucruri? Și spun: simplu, pentru că dacă noi ajungeam la guvern și era un studiu de fezabilitate, un proiect tehnic și un studiu de prefezabilitate făcut, poate noi deja ne apucam să construim. Dar noi suntem în situația în care nu avem nimic. Trebuie să începem de la aproape de la zero pe unele proiecte. Am să vă dau un exemplu grăitor. E vorba de tronsonul de drum de la Cantemir la Cahul. Da? Prima dată când m-am întâlnit cu primarii din Lunca Prutului pe acest sector, îmi spuneau că, uite, celelalte guvernări ne-au spus că există proiect tehnic și trebuie doar de finanțat ca să se înceapă. Și am zis că, ok, foarte bine, dacă există proiect tehnic, eu mă duc și mă apuc să văd de unde găsim resurse. Ca să ajung la minister și să văd că nu există proiect tehnic. Nu există. Și am vorbit în 2022 că facem proiect tehnic și deja am finalizat proiectul tehnic pentru acest tronson și o să găsim resurse, poate chiar la anul să începem licitația pentru acest tronson. Dar dacă era proiect tehnic, vă dați seama că din 2021 până acum probabil deja erau și resursele identificate și compania selectată și poate lucrările erau început. Deci noi suntem la etapa în care pentru aceste proiecte mari trebuie să începem de la zero. Repet, pentru că eu cred pe bune că intenționat s-au boicotat anumite procese pentru ca infrastructura noastră să fie așa cum este acum. Da, și tot în contextul transportului feroviar, atât un telespectator vă întreabă care sunt planurile de dezvoltare a transportului feroviar intern de călători, modernizarea vagoanelor, trenurilor, poate e vorba și despre achiziționarea unor noi trenuri pentru Republica Moldova, iarăși există doar anumite presupuneri pe anumite culoare că autoritățile de la Chișinău ar intenționa să cumpere din Cehia și trenuri, vagoane care datează cu sfârșitul anilor 80. Cunoașteți ceva? Nu, nu cunosc și nu, cu siguranță nu avem această intenție și nimeni nu va face investiții în astfel de vagoane, pentru că ele cu siguranță nu mai corespund criteriilor și tehnice, dar și de uzură morală. Securitate. Știți, și uzură fizică și morală. Nu cred că, nu știu de unde, prima dată aud de acest lucru. Noi trebuie să cumpărăm vagoane pentru marfare, în mod special pentru cereale. Că în câțiva ani, deci toate vagoanele care sunt la cale ferată acum vor ieși din uz. Trebuie să cumpărăm locomotive de tracțiune și da, trebuie să cumpărăm și locomotive și vagoane pentru transportul de pasageri. Dar să fie clar, toate aceste lucruri nu vor conta dacă de la Vâlcineț, Ocnița, până la Chișinău se va merge 8 ore. Dar poți ai cele mai bune vagoane. Exact, da. Deci nimeni nu va folosi transportul feroviar dacă va trebui să meargă 8 ore. Și eu vă spun, acum se merge 8 ore. Și care e soluția? Soluția e simplă. Deci o facem în pași. Primul pas este reabilitarea celor mai avariate tronsoane.
Din 400 și vreo 30 de kilometri cât are acest tronson de la Vâlcineț-Ocnița până la Chișinău, au fost identificate aproximativ 120-130 de kilometri pe care se merge cu o viteză foarte mică. Asta însemnând pe locuri 5 kilometri, 3 kilometri pe oră. Doamne ferește! Da, pentru că e periculos. Și se merge. Și noi am numit așa un proiect Quick Wins, adică anumite reparații de urgență pe aceste 130 de kilometri ca să ridicăm viteza, cel puțin de la 38, să ridicăm, nu știu, la 60-70 de kilometri, ca să nu se meargă 8 ore, să se meargă 4-5 ore. Avem înțelegerea deja cu BRD-BI, e vorba de un proiect de 120 de milioane și iarăși la anul vom iniția licitațiile pentru reabilitarea acestui tronson. În paralel, deja trebuie să cumpărăm acele vagoane și locomotive pentru transport de pasageri. Dar cel mai important, transportul de pasageri pe trenuri sau feroviar va fi atractiv atunci când vom crește viteza. Viteza însemnând 100-150 de km pe oră, așa cum este în spațiul european. Și primul tronson de acest tip care va fi construit, asta este Chișinău, Ungheni, Iași spre București. Deci noi asta facem. După construcția acestui tronson, mai sunt idei să vedem cum putem extinde calea ferată de înaltă viteză și în alte zone ale țării. Și a doilea element important, atunci când am votat codul feroviar în 2021, unul din elementul important a reformei feroviare au fost contractele pentru transport de pasageri între compania feroviară și guvern. Pentru că, iarăși, trebuie să recunoaștem și să spunem că transportul feroviar de pasageri este în pierdere la moment. Deci el nu aduce venituri. Și în multe țări europene el este subvenționat de stat, așa ca să aibă un tarif bun pentru cetățeni. Deci noi, în 2021, am votat codul, am început implementarea, anul acesta am votat hotărârile de guvern necesare pentru a subvenționa transportul de pasageri și la anul viitor va fi primul an în istoria Moldovei când transportul de pasageri pe cale ferată va fi subvenționat de la guvern. Vom aloca aproximativ 20 de milioane de lei pentru primul an, ca să vedem cum așezăm până când se fac toate calculele financiare. Dar de ce spun asta? Pentru că arată clar că noi, ca și guvern, credem în calea ferată, credem că calea ferată reprezintă o infrastructură critică și strategică pentru țară și da, credem în transportul de pasageri pe calea ferată. Mai ales că teritoriul Republicii Moldova nu e atât de mare și nu avem de reabilitat chiar atât de mult. Da, nu avem, Vasile, dar știi, eu nu vreau să creez așteptări rapide pentru oameni. Teritoriul nu este mare, dar proiectele de acest tip durează. Și costă. Și costă. Și noi reabilităm acum de la Bender la Giurgiulești, reabilităm de la Vâlcineț la Ocnița și asta facem reabilitări curente ca să creștem un pic viteză, dar proiecte de infrastructură feroviară de înaltă viteză, așa cum ne cer oamenii, deci vor dura 7-10 ani cu siguranță. Dar ce este important este că dacă începem astăzi, probabil în 2030 deja vom avea anumite rezultate. Dar dacă nu începem nimic, probabil în 2030 nu vom avea nimic. Și este, după mine, un pic rușinos că cineva îmi spunea cât de bine ar fi de la Bălți la Chișinău să ai un tren de înaltă viteză, cred că ajunge în 45 de minute. Da, deci, da, și nu e o idee utopică. Da, nu este deloc. Orice, dacă ne uităm un pic spre vest, spre Uniunea Europeană, majoritatea țărilor și-au dezvoltat cale ferată de înaltă viteză și deja se circulă foarte mult între orașe, între capitale europene pe trenuri de înaltă viteză. Eu personal am mers și pe locuri e mai confortabil decât și cu avionul. Deci sunt conectate la internet, au masă, pot să lucrez, foarte comode, liniștite, rapide. Deci încolo mergem. Acum pare rău că discutăm de-abia în 2023 despre asta și nu am discutat mult mai devreme. Da, așa este.
Domnule ministru, ați pomenit că în Republica Moldova există 6.000 de kilometri de drumuri, dintre care aproximativ 4.000 nu sunt într-o stare foarte bună. Avem nevoie de foarte mulți bani pentru a reabilita toată suprafața de drumuri. Dar vreau să vă întreb câți kilometri de drum au fost reabilitați în acest an și care sunt obiectivele pentru anul viitor și, în mod evident, care sunt sursele de finanțare, câți bani provin din fondul rutier și câți vor proveni din asistența externă. Hai să vă spun așa, că 2022 deja putem să-l închidem. S-au reabilitat peste 300 de kilometri de drum, pe locul drum nou, care nu a mai fost. Anul acesta trebuie să așteptăm finalul anului, dar cu siguranță vom repeta poate chiar și mai mult de 300 de kilometri. Doar în această toamnă se reabilitează peste 90 de kilometri de drum regional, finanțat din fondul rutier, vorbim de 500 milioane de lei. Aproape în toate raioanele se reabilitează porțiuni de 5-7 kilometri. În mare parte vorbim de drumuri din Petriș, care sunt reabilitate și se pune două straturi de asfalt, așa ca să aibă o perioadă mai lungă de viață. Tot anul ăsta a fost reabilitat și finalizat drumul până la Bulboaca. Anenii noi, da, a fost reabilitat într-un regim rapid în contextul summitului, dar așa cum am promis, în anul 2024 vom prelungi reabilitarea, așa ca cetățenii din preajma acestui drum să aibă un acces calitativ. Bugetul anului curent este de aproximativ 110 milioane de euro, bugetul statului, dar în mare parte bugetele mari pentru drumuri vin de la partenerii europeni. Sunt trei parteneri care ne ajută, deci este Banca Europeană pentru Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Mondială. Deci cu aceste trei instituții avem înțelegeri pentru aproximativ 600 milioane de euro. Asta ar însemna că am vreo 6 ani de bugete de stat. Și aici vă spuneam, deja v-am dat câteva exemple. Soroca Rionești este finanțată de acolo, Sângerei, centura de la Cimișlia, centura de la Vulcănești, Leușeni, Chișinău, sectorul 2 și 3 al centurii Chișinăului, despre care s-a scris și în presă. Drumul de la Bălți spre Criva. Deci sunt doar câteva tronsoane despre care v-am zis că sunt reabilitate cu aceste resurse. Dar asta nu este suficient. Acum rolul meu și la minister cu colegii căutăm și discutăm ca să extindem aceste programe. Eu vreau să ajungem să avem finanțări de peste 1 miliard de euro în anul următor, care să le atragem în infrastructura drumurilor. Și vreau să vă spun de ce este important. Noi am început cu drumurile naționale și regionale și chiar dacă mulți cetățeni întreabă de ce nu ajungem și în sate, răspunsul este la suprafață. Prioritatea anunțată de domnul prim-ministru este creșterea economică și relansarea economică, care ar însemna locuri de muncă și salarii mai mari. Iar pentru asta avem nevoie de infrastructură ca să permitem companiilor să se dezvolte, dar și să atragem investitori. Ori va fi greu să construim fabrici și uzine la nord dacă nu vom avea drum bun pe care acele fabrici și uzine să aducă produsele, marfa, să o aducă la Chișinău. Va fi foarte greu să atragem un investitor în Moldova, din afară, dacă el nu va avea infrastructura necesară să exporte produsele în Uniunea Europeană. Și tocmai din acest motiv am pus prioritatea drumurile naționale și regionale, care să ajute economia și agenții economici să poată să-și transporte la costuri reduse și să poată să-și vândă produsele și marfa, ca să creăm mai multe locuri de muncă și să atragem investiții. Și încet, încet vom ajunge și la celelalte drumuri. Dar este prioritatea de bază. Am fost la Făliești acum în sâmbătă,
sâmbătă, dacă, nu, duminică, sâmbătă am fost la nenii noi. Și într-un sat în care s-a reabilitat o porțiune de drum, îmi spuneau că după reabilitare a început să circule mult mai multe mașini, inclusiv să aibă mai mult vizitatori în sat, inclusiv rudele vin mai mult, pentru că drumul este bun. Și în paralel am fost tot în Fălești, într-un sat alăturat, în care nu s-a reabilitat acel drum. Și îmi spuneau că la noi în sat nici rudele nu vor să vină. Nemai vorbim de companii sau... Câteodată spuneau că sunt probleme cu alimentarea magazinelor din sat cu produse, pentru că nu vor să vină să aducă, că și e un drum foarte, foarte rău. Și cumva aici vine și răspunsul nostru. Cât de important este să rezolvăm în primul rând drumurile naționale și regionale. Că dacă nu le ai, nu o să-ți vină nici economia acolo. Da. Ce proiecte comune de infrastructură avem pe agenda cu Ucraina? Soroca, podul de la Kosăuț-Iampol, în zona Sorocei, este un proiect, cel mai mare proiect care îl avem. Și doi, infrastructura feroviară, Basarabeasca-Berezino, și insistăm ca Ucraina să crească cantitatea de produse transportate pe calea ferată, pentru că asta, pe de o parte, pune presiune mai mică pe punctele de trecere a frontierii, doi, presiune mai mică pe calitatea drumurilor, că dacă se merge prea mult pe drum, se deteriorează mult mai repede. Și trei, ajută, pentru că vin venituri la calea ferată, ajută să dezvoltăm infrastructura feroviară, care este una de importanță strategică nu doar pentru Moldova, dar și pentru Ucraina, în mod special în contextul reconstrucției Ucrainei. Ori toți înțelegem că acest război se va finaliza. Eu sunt sigur că Ucraina va câștiga și în acel moment, practic, toată zona de sud-vest a Ucrainei va trebui reconstruită inclusiv folosind rutele de tranzit prin Republica Moldova. Și asta, investiția în calea ferată a Moldovei, inclusiv prin faptul că Ucraina transportă mai mult, este o investiție comună a Ucrainei și a Moldovei în acest sens. Da, va urma un proces amplu de reconstrucție. Da. Uniunea Europeană a anunțat deja și o cifră de 50 sau 60 de miliarde de euro destinate acestui proces de reconstrucție a Ucrainei. Care va fi rolul Republicii Moldova în tot acest proces? Pentru că va exista un hub aici, România, Republica Moldova, Ucraina. Care vor fi avantajele pentru noi? În primul rând, ceea ce spunem noi tuturor partenerilor și am spus și la platforma de sprijin pentru țara noastră este că atunci când vorbim de reconstrucția Ucrainei, trebuie să vorbim la pachet de reconstrucția Republicii Moldova. Și foarte sincer am zis că da, noi poate nu am fost bombardați, deci nu au căzut bombe peste infrastructura noastră, dar asta nu înseamnă că nu avem aceleași probleme. Și spuneam, eu cred că infrastructura noastră a fost ținta unui război hibrid în acești 30 de ani de independență, că nimeni nu a vrut să o dezvolte. Și dacă o să ne uităm un pic și geopolitic și politic, inclusiv modul în care Uniunea Sovietică a dezvoltat infrastructura țării noastre, vom vedea că o mare parte din industrie din asta au plasat-o într-o zonă pe care acum o controlează. Mă refer la regiunea separatistă, regiunea Moldova. Exact. Deci, practic, după independență, asta au făcut. Deci, nu au permis. Cel mai simplu exemplu este tronsonul de calea ferată Basarabeasca-Berezino. Un tronson de câțiva kilometri care nu a funcționat până în 2022. Da? Și era doar tronsonul prin zona transnistreană care funcționa. Acesta nu funcționa. Și a fost nevoie de 2 luni, doar de 2 luni. Pentru că dacă era bună credință, credeți-mă, 2 luni puteau fi rezolvate încă în primii ani de independență, ca să nu avem, să trebuiască să trecem prin zona transnistreană. Și în 2 luni acest tronson a fost reabilitat și acum tranzitează marfă, iar la Basarabeasca este un nod foarte serios feroviar. Care poate fi dezvoltat și mai. Exact, exact. Deci eu cred că nu s-a dezvoltat foarte intenționat. Cu bună credință nu s-a dorit reabilitarea, nu că nu au fost resurse sau așa mai departe. Rolul nostru și a României este simplu. Deci noi
trebuie să ajutăm Ucraina, dar și să ne ajutăm și pe noi, ca în această perioadă de reconstrucție să putem atrage cât mai multe investiții și să facem acel sau să implementăm acel plan despre care am vorbit. Și asta înseamnă foarte simplu. Asta înseamnă în primul rând locuri de muncă și venituri mai mari pentru oameni. Și iarăși, un exemplu foarte concret este reabilitarea tronsonului de cale ferată Bender-Giurgiulești. Ultima dată când am fost, m-am întrebat câte locuri de muncă au creat și compania mea s-au creat aproximativ 400 de locuri de muncă, da, care sunt, sau se vor crea 400 de locuri de muncă, deja o parte sunt create, care în mare parte sunt cetățenii Republicii Moldova. Din acele zone care vin, participă, lucrează, primesc un salariu decent și în felul ăsta noi îmbunătățim nivelul de viață. Deci aceste investiții în infrastructură, în primul rând, înseamnă condiții de viață mai bună, pe de o parte, pe de altă parte înseamnă locuri de muncă și salarii. La ce etapă se află proiectele de reabilitare, de construcție a podurilor care leagă Republica Moldova de România? Și cum stăm cu finanțarea? Spuneți dumneavoastră că există deja și bani. Da, cu finanțarea stăm. Știți, podul de la Giurgiulești a fost reabilitat. Cel de la Cahul Oancea. Deci avem finanțare și se vor iniția procedurile de licitare pentru selectarea companiei. Cel de la Leova Bumbăta, în curând vom semna un acord cu România pentru construcția unui pod de piatră, ca să îmbunătățim. Dacă ne ridicăm mai sus, ajungem la podul de la Leușeni-Albița, care iarăși avem resurse financiare și va fi reabilitat. Podul de la Leușeni-Albița trebuie să fie un pod pe patru benzi, deci se va face în două etape. Pe de o parte, mai întâi se va construi alăturea încă un pod și apoi și acesta va fi reabilitat. După care la Ungheni, anul viitor cred că vor începe deja lucrările la Ungheni, podul nou. Și tot așa, Sculeni, Iași, deja sunt identificate resursele financiare și mai sus, la nord, vom semna pentru Stânca Costești, acolo unde trebuie să construim un pod de piatră, pentru că la moment se circulă pe baraj. Pe aceste trei poduri pe care deja s-a semnat acorduri, România va construi sau va reabilita podul și accesul pe partea României, pe partea Republicii Moldova, noi doar construim accesul și infrastructura de trecere a frontierii pe partea Republicii Moldova. Autostrada Iași-Chișinău, Iași-Ungheni-Chișinău, Odessa? Autostrada, noi avem angajamentul de la PR, iarăși o instituție care ne ajută în acest sens. Se face studiul de prefezabilitate, care va fi gata la sfârșitul anului 2024 și după acest lucru, imediat se va trece la studiul de fezabilitate și proiectare. Deci, conform planului, la finalul anului 2025, deci în 2 ani, va trebui deja să avem studiul de fezabilitate și proiectarea autostrăzii. Astfel încât din 2026 să înceapă lucrările? Să înceapă licitația pentru aceste lucrări, da. Eu citeam pe 11 octombrie, domnule ministru, un comunicat. Dar stați, mai rămânem un pic în zona României, pentru că premierul României, Marcel Ciolacu, a exprimat intenția Bucureștiului de a procura, de a prelua portul internațional Giurgiulești și că s-ar purta deja anumite discuții cu proprietarul portului, cei de la Bert. Cunoașteți mai multe detalii? E o idee bună sau Republica Moldova are alte interese în cadrul acestui port pentru a-l dezvolta, moderniza și mai mult? Nu știu, pentru că noi suntem proprietarii doar a teritoriului și nu a portului, din cât înțeleg propriu zis. Da, deci, haideți să facem claritate. În primul rând, la Giurgiulești este așa numitul complex portuar Giurgiulești. În complexul portuar Giurgiulești sunt două porturi. Da, deci este portul liber internațional Giurgiulești, Danube, care, da, ca să fie mai simplu, care a fost dat în concesiune pe perioada comunistă pe 99 de ani și
Noi credem că a fost dat în condiții dezavantajoase pentru Republica Moldova. Cât vin în bugetul statului în rezultatul acestei concesiuni? Nu vine nimic. Niciun bănuț? Nu, din ce cunosc eu, de acest dosar se ocupă Ministerul Economiei, dar el nu vin anumite resurse, în afară de activitatea și taxele pe care le plătesc agenții economici care activează acolo. Deci, în acel complex este acest port, Danube, dar și este portul de stat, da, care este mai mic și despre care noi am anunțat că vrem să-l dezvoltăm, portul de stat de la Giurgiulești. După mai multe, dacă să revenim la portul Danube, știți că au fost și litigii și mai sunt aceste litigii în judecată. După mai multe, cumva, astfel de litigii, portul este în proprietatea Berdului la moment. Din ce am discutat cu ministrul transportului din România, a fost o discuție la nivel de Berd și sau Ministerul Transportului din România și cam acolo s-a oprit, nu a avansat. Noi mereu am spus că Republica Moldova este interesată și noi vedem ca un loc strategic pentru economia țării, acel complex portuar. În discuția noastră cu Berdu am spus foarte clar, deci nu putem vorbi de niciun fel de mișcare referitor la acest port fără implicarea Guvernului Republicii Moldova. În sensul în care Guvernul Republicii Moldova trebuie să fie implicat de la cea mai incipientă etapă, dacă Berd va dori să vândă oricui sau cuiva acest port. Evident că noi, dacă se va ajunge la o astfel de discuție, evident că discuția cu România, cu Guvernul României, este una din prioritățile noastre și noi mereu am încurajat investițiile românești în Republica Moldova. Dar, deci n-ar fi o idee rea să preia România să dezvolte Noi nu am ajuns să discutăm acest subiect, pentru că sunt mai multe. Noi am zis că noi, Guvernul, trebuie să fim implicați de la bun început, pentru că noi credem că este dar cu siguranță este unica ieșire a noastră către mare, prin Dunăre, și respectiv este corect ca Guvernul să fie implicat la toate etapele. Am auzit și am discutat despre intenția României, la etapa asta nu s-a avansat nici într-un fel. Dacă vor fi careva discuții, cu siguranță noi vom anunța. Da, și acum spuneam că pe 11 octombrie citeam un comunicat pe pagina Ministerului pe care l-a reprezentat. Titlul sună în felul următor, citez: identificarea celor mai bune opțiuni pentru atragerea unui partener strategic care să investească, să dezvolte, să modernizeze și să opereze aeroportul internațional Chișinău conform celor mai înalte standarde internaționale a constituit scopul vizitei ministrului infrastructurii Andrei Spânu la München, Germania. Asta înseamnă că aeroportul ar putea fi din nou concesionat? Asta înseamnă că aeroportul va fi dezvoltat. Ce haideți să spunem așa? Pentru că am văzut titluri inclusiv în presă. Da, da. Am să explic. Deci, în primul rând, în luna octombrie, deci eu am avut două vizite, una la Paris și una la München. La Paris m-am întâlnit cu mai multe companii, spre exemplu, una este Vinci, o companie care gestionează 72 de aeropoarte în toată lumea, sau Bouygues, o companie, una dintre cele mai mari companii de construcții de care construiesc aeropoarte și dezvoltă aeropoarte, sau cu Aeroport de Paris, care este aeroportul care, sau compania care gestionează aeroportul din Paris. La fel m-am întâlnit cu aeroportul din cei care gestionează aeroportul din München, care este unul dintre cel mai bine gestionate aeroporturi din spațiul european. Acum lucrurile stau în felul următor. Ca să înțelegeți de ce fac aceste vizite și de ce căutăm cea mai bună soluție. Aeroportul Chișinău ajunge încet, încet la capacitatea maximă de procesare și de servire a pasagerilor. Mă refer în mod special la terminal. Pista este într-o stare deplorabilă. Da, s-au făcut investiții, s-au făcut reabilitări, le-am anunțat și eu în august, septembrie, dar încă este nevoie de investiții. Parcarea pentru avioane, la fel. Cred că suntem printre puținele aeropoarte din centrul unei capitale europene care nu are o intrare în avion direct din terminal. Da, încă mergem cu autocarele, ne duce la avion, ceea ce consumă și timp și multe alte lucruri. Noi avem un mini-studiu de prefezabilitate care arată cam care sunt investițiile necesare pentru gestiunea sau pentru îmbunătățirea infrastructurii de la aeroport.
și ele sunt de minim 200 milioane de euro. Deci între 200 și 300 milioane de euro cam ar fi nevoie de investiții. În următorii 3-4 ani, pentru că dacă nu facem aceste investiții în următorii 3-4 ani, riscăm să ajungem într-o situație în care pur și simplu terminalul și aeroportul să nu facă față necesarului. Noi anul ăsta vom ajunge la cifra de pasageri de aproximativ ceea ce a fost pre-pandemie. Asta înseamnă că ritmul de creștere este unul foarte, foarte mare. Așa, acum întrebarea este simplă. De unde luăm aceste 200 de milioane de euro? Soluții sunt câteva. Unu, din bugetul statului, și trebuie să spunem deschis, țara noastră nu are, sau bugetul nu are 200 de milioane, asta e 4 miliarde de lei, asta sunt două bugete pe drumuri anuale, noi nu avem aceste resurse în buget să le băgăm în aeroport acum. O altă soluție este din veniturile proprii ale aeroportului. Asta înseamnă că noi trebuie să creștem taxa pentru companiile aeriene ca să vină. Pentru că taxele care sunt acum la aeroport acoperă întreținerea curentă și anumite dezvoltări, dar nu poate să acopere cele 200-300 de milioane de euro care sunt necesare pentru o investiție rapidă în infrastructura de la aeroport. Problema este că dacă creștem taxele, crește costul biletului și crește sau descrește mai degrabă dorința companiilor aeriene, în mod special low cost, de a veni și a zbura de la Chișinău. Pentru că vor zbura de la Iași, vor zbura de la București, vor zbura de oriunde, în altă parte, numai nu de la Chișinău. Mai avem două minute. Da. A treia soluție este să găsim un partener strategic. Când spun strategic, vorbesc de un partener cu credibilitate la nivel global, dintr-o țară precum Franța sau Germania, care operează astfel de aeroporturi și fac astfel de investiții în zeci sau sute chiar de aeroporturi, care să vină cu resurse financiare, cu cunoștințe de cum asta se face corect, cu cunoștințe cum să atragă companii aeriene, low cost inclusiv, să vină să zboare aici și să facă această investiție. Asta nu înseamnă concesionare? Asta ar putea să aibă diferite forme, parteneriat public-privat, care ar putea fi sub formă unei concesiuni pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă, în anumite condiții avantajoase pentru stat. Asta ar putea să fie un contract de management, asta ar putea să fie un împrumut. Noi încă nu știm, pentru că trebuie să alegem cea mai bună soluție și asta vom face. Și am avut vizita la Paris, am fost la München, la începutul lui noiembrie merg la Barcelona, la un forum foarte mare referitor la dezvoltarea aeropoartelor, ca să găsim. Și eu fac un angajament acum, în momentul în care vom identifica cea mai bună soluție, eu voi ieși public și voi spune care este ea. Da, din păcate nu mai avem timp, domnule ministru, pentru a discuta și alte subiecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, domnilor voastre, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară liniștită în continuare să aveți, iar noi ne revedem mâine seară la aceeași oră. Atunci, toate bune!